De la agricultor la artist, nu-i decât un pas dacă beneficiezi de ajutorul profesioniștilor. Fundația umanistă Dan Voiculescu le-a schimbat viețile câtorva sute de oameni, cărora le-a oferit cursuri gratuite în domeniul informaticii, picturii pe sticlă și ceramicii. Românii care până mai ieri știau numai să cultive pământul s-au transformat în adevărați meșteșugari. Primii care au primit șansa unui nou început au fost agricultorii din Văidee, în județul Vâlcea. Timp de două luni au luat lecții gratuite și au învățat tainele meșteșugurilor tradiționale. Acum știu să facă de toate, de la furci și cuiere până la picturi și icoane pe sticlă. Artiștii începători și-au expus lucrările la Horezu și le-au vândut imediat. Am venit la expoziție cu cuiere, furci, linguri și alte obiecte, efectuate manual. Cu ce ai venit astăzi aici, la târg? Cu niște icoane care le-am făcut la cursul de pictură. Foarte mult suflet în ce am făcut. Am făcut câteva ore de cursuri, în cadrul cărora am învățat să împletim împletitura din răchită. Cele mai căutate au fost produsele specifice sezonului în care ne aflăm. Fiecare participant și-a însușit temeinic tehnica din domeniul pe care și l-a ales, iar finalitatea se vede astăzi. Târgul este foarte frumos organizat, fiecare obiect are personalitatea lui și o poveste. Agricultorii din Văidee au aflat repede că pot să câștige bani din meșteșugărit, iar comuna a înflorit odată cu ei. Mă bucur că în această iarnă, destul de grea pentru cetățenii din comună, a fost, cum să vă spun, un mod de viață prin aceste meșteșuguri și prin ceea ce au făcut și sperăm să le continue și măcar un 10-15%, dacă fac din asta o profesie, înseamnă că am câștigat ceva. Proiectul european de rulat de Fundația Dan Voiculescu se desfășoară și în Sibiu, Argeș și Botoșani. Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.